Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. În fiecare an, pe 15 august, creștini ortodoxi sărbătoresc Sfânta Marie Mare. Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători închinate Maicii Domnului. Adormirea Maicii Domnului, considerată una dintre cele mai importante sărbători închinate celei mai cinstite decât heruvimii și mai mărite fără de asemărare decât serafimii, este celebrată de creștini ortodoxi în fiecare an pe 15 august. Pe când sfinții ceilalți sunt de regulă pomeniți o singură dată pe an, și anume în ziua adormirii lor, Sfânta Fecioară Maria este prăznuită în chip special de mai multe ori în cursul anului bisericesc, prin praznice care cinstesc nu numai adormirea sau trecerea ei la cele veșnice, ci și nașterea, dar și unele minuni săvârșite prin puterea ei după plecarea din viața aceasta. Maica Domnului este considerată de creștini o mijlocitoare, blândețea însăși, pururea rugătoare, apărătoarea celor mâhniți, singuri a celor pe care nu are cine să iubească, să-i miluiască și să le surâdă. Maica Domnului este ocrotitoarea și ajutătoarea familiei creștine, a unității și armoniei dintre soți și dintre părinți și copii. De Sfânta Marie Mare, așa cum este cunoscută în tradiția populară această sărbătoare, există numeroase obiceiuri ce sunt păstrate cu sfințenie din bătrâni. Pe 15 august, femeile merg la biserică pentru a da de pomană fructe și apoi trec pe la cimitir să tămâieze mormintele. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este considerată hotarul dintre vară și iarnă. Din 15 august se deschide și sezonul nunților, acesta ținând până la intrarea în postul Crăciunului. Perioada dintre Sfânta Marie Mare, 15 august, și Sfânta Marie Mică, 8 septembrie, mai este cunoscută în popor și sub denumirea de Între Sânt Mării. Această perioadă, spune tradiția, este considerată a fi potrivită pentru semănăturile de toamnă.
Polițiștii, pompierii, jandarmii și lucrătorii antidrog vor fi la datorie în mini-vacanța prilejuită de sărbătoarea Sfintei Marii. Aceștia au explicat cum vor acționa în cadrul unei conferințe de presă. În contextul mini-vacanței prilejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, acțiunile polițiștilor se vor concentra pe menținerea unui climat de ordine, astfel încât acestea să se desfășoare fără evenimente negative. În această perioadă, la nivelul județului Vrancea, peste 900 de polițiști vor acționa zilnic, pregătiți să intervină în cadrul unor evenimente nedorite. Activitățile de prevenire și combatere a faptelor ilegale vor avea loc în special în locurile aglomerate, în care se vor desfășura evenimente publice, precum și în zona lăcașurilor de cult. Principalul obiectiv al polițiștilor vrânceni în perioada menționată este acela de a asigura ordinea și liniștea publică, astfel încât oamenii să se afle în siguranță. Echipajele de poliție rutieră vor asigura fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor grave de circulație. Pentru depistarea șoferilor care pun în pericol siguranța traficului, polițiștii rutieri vor acționa cu aparatele radar din dotare, dar și cu dispozitivele care semnalează consumul de alcool și de substanțe interzise la volan. Recomandăm conducătorilor auto să respecte regulile rutiere și să aibă o conduită preventivă în trafic, ținând cont de condițiile de drum. Efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea vor avea o prezență activă în stradă pentru descurajarea comiterii de fapte ilegale, dar și pentru a putea interveni rapid în situații de control pentru cetățeni. Reamintim că în caz de nevoie sau dacă ați asistat, ori aveți cunoștință despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelați cu încredere cel mai apropiat polițist sau sunați la 112. În perioada 14-18 august 2024, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea va acționa cu efective mărite pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică la 20 de evenimente cu public numeros organizate în zona de competență cu ocazia mini-vacanței prilejuite de sărbătoarea religioasă Adormirea Maicii Domnului, pe care ne dorim să o petreceți în siguranță. Întrucât aceste zile sunt marcate de activități cultural-artistice, sportive și religioase, jandarmii vrânceni vor fi prezenți în locurile în care se pot produce aglomerări de persoane, în cooperare cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea și Inspectoratul pentru Situații de Urgență a Județului Vrancea, iar acțiunile noastre vor viza prevenirea și descurajarea faptelor antisociale și îndrumarea persoanelor atât în proximitatea spațiilor de desfășurare a evenimentelor, cât și pe traseele de deplasare. Astfel, vom fi prezenți în întreaga zonă de responsabilitate, asigurând ordinea publică la cele mai importante manifestări cultural-artistice ce vor avea loc pe raza județului. Și în acest an, pompierii vrânceni sunt la datorie pe timpul activităților desfășurate de cetățeni în mini-vacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Alături de personalul serviciilor voluntare pentru situații de urgență, zilnic, peste 100 de pompieri și paramedici murți vor fi la datorie, având misiunea de a asigura un răspuns eficient și rapid în cazul producerii unor situații de urgență și de a interveni în caz de nevoie pentru acordarea primului ajutor calificat. În funcție de situația operativă, numărul acestora poate fi suplimentat cu pompieri aflați în turele libere. Având în vedere faptul că, de cele mai multe ori, în această perioadă, populația alege să își petreacă timpul în aer liber, la un grătar, în special în pădurile din apropierea localităților, în scopul prevenirii unor situații de urgență, recomandăm respectarea următoarelor măsuri preventive. Respectarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor afișate sau dispuse de personalul silvic. Pregătirea focului pentru prepararea hranei se va face doar în locuri special amenajate, la o distanță de cel puțin 10 metri față de clădiri și materialele combustibile. Înainte de aprinderea focului, curățați locul de materiale care se pot aprinde ușor. Nu aruncați resturile de chibrituri și țigări aprinse în pădure. Nu părăsiți niciodată focul făcut înainte de a vă asigura destingerea lui completă. Păstrați în apropierea dumneavoastră tot timpul o rezervă de apă. Nu faceți focul pe vânt puternic. Asigurați supravegherea copiilor pentru a se evita folosirea de către aceștia a mijloacelor de aprindere. Specialiștii antidrog vor desfășura la nivel național activități de prevenire și informare cu privire la efectele negative și riscurile asociate consumului de droguri. Astfel, vor fi realizate acțiuni preventive în comunitate care vor fi centrate
în special în spațiile recreaționale aglomerate, respectiv stațiunile de pe litoral, stațiunile montane, zonele de agrement, evenimentele cu public numeros, zilele orașelor, târguri sau evenimente sportive. În contextul zilelor libere ce urmează, le recomandăm tuturor să petreacă în siguranță, să nu consume substanțe psihoactive și nici alcool în exces, să nu accepte băuturi sau alimente de la persoane necunoscute și să nu conducă autoturisme dacă se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Dacă o persoană urmează un tratament cu medicamente, fie cu prescripție sau fără prescripție medicală, trebuie să citească foarte atent prospectul pentru a se asigura că acesta nu le afectează capacitatea de reacție în combinație cu băuturi alcoolice și, de asemenea, capacitatea de a conduce un autovehicul dacă posedă permis de conducere. De asemenea, reamintim că substanțele psihoactive acționează asupra sistemului nervos central, cu efecte atât asupra stării fizice cât și psihice, generând tulburări emoționale și de comportament. Persoanele care au nevoie de sprijin sunt îndrumate să apeleze telefon verde 0800 870 070, să se adreseze direct Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea sau să sune la numărul de urgență 112. Agenția Națională Antidrog reamintește faptul că oferă gratuit și confidențial servicii de evaluare, consiliere și asistență specializată în fiecare județ pentru consumul și dependența de droguri. Vă dorim o mini-vacanță liniștită, în siguranță. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a acordat de curând un interviu realizatoarei Lenormanda Florențiu. Ministrul a vorbit și despre angajările din armată și a subliniat încă o dată faptul că nu se pune problema stagiului militar obligatoriu. Emisiunea va fi difuzată în această seară de la ora 19:30. Cum stați cu efectivul? Că știu că nu prea se mai înghesuie lumea să de urmeze... De 2 ani de zile... Avem semnul plus în ceea ce privește intrarea în sistem și avem din ce în ce mai puțini care doresc să părăsească sistemul. Ne bucurăm că măsurile noastre care țin fie de popularizare, fie de o mai bună informare a publicului, fie de creșterea numărului de locuri la instituțiile de învățământ militar au ecou în rândul populației, iar de 2 ani de zile, inclusiv acest an, numărul celor care intră în sistem este mai mare decât numărul celor care pleacă. Dar vreau să vă spun că este o problemă la nivel mondial. La nivel mondial există o apetență mai mică, scăzută pentru această carieră, care nu este o carieră ușoară, care presupune sacrificii, care presupune probe de anduranță, probe sportive la admitere, care sunt destul de, n-aș putea spune rigide, dar sunt destul de dificile, dificile, normal, pentru sigur. Că este o meserie care solicită și din punct de vedere fizic. Pe lângă multe renunțări pe care militarii le au atunci când își exercită această activitate, există și o serie de constrângeri la care majoritatea consimt și își asumă cu mândrie, cu patriotism, își asumă o muncă grea. Am fost încântată să văd o elevă la Cuza care a spus că vrea să urmeze liceul militar. Și am spus, da, dar e greu pentru o fată. Nu, eu asta mi-am dorit de când eram mică. Eu frumos am fost foarte emoționat, da. Și a fost unul din momentele mele de mare emoție când acum ceva vreme, cred că acum vreo 3 sau 4 săptămâni, am vizitat pentru 2 ore o tabără pe care Ministerul Apărării Naționale o organizează și în care copiii ai veteranilor sau ai celor care au pierit în teatre de operații sunt invitați să participe la o tabără de vară cu care are și o componentă de pregătire, gen Boy Scout sau Girl Scout sau Scout. Și am fost foarte încântat să văd că cel puțin copiii cu care eu am vorbit erau foarte, foarte bucuroși și foarte mândri și foarte doritori să îmbrățișeze o carieră militară. M-a impresionat foarte tare și a fost unul din momentele într-adevăr emoționante pe care le-am trăit. Da, cred că ați fost emoționat pentru că în ultima perioadă a fost așa o delăsare, mă refer la anii din urmă, în ceea ce privește acest sistem și care este fundamental pentru orice țară care se vrea. Nu cred că putem vorbi de o delăsare. Ei, eu am văzut că nu prea mai... Armata și-a făcut datoria, dar... interesul publicului a fost redus la asta mă refer. De componenta militară a societății românești, datorită faptului că venim după vreo peste 80 de ani de pace în care nu s-a pus problema ca să ai la frontiera de stat să ai ciocniri de natură militară. Deci era normal ca opinia publică, dumneavoastră, presa, în integralitate ei, să aibă un interes crescut pentru
pentru această, știu eu, breaslă a militarilor, lucru care se revede și în numărul de emisiuni dedicate apărării, numărul de comentarii, numărul de reflectări ale evenimentelor externe care au o componentă militară, dar este bazat pe faptul că există o preocupare a cetățenilor pe bună dreptate vis-a-vis de dorința lor de a avea, de a trăi într-o țară în pace și, dacă vreți, se ține și de tradiția poporului român, care niciodată nu a avut intenții agresive, a fost întotdeauna un popor care și-a văzut de viața lui fără să... Da, a fost permanent agresat, asta e situația. Dar și permanent a rezistat. A rezistat. Da? A rezistat. Deci trebuie să vedem și această parte, că au mai fost elemente de agresiune la adresa unor care au dispărut. Noi am rămas aici și iată că suntem în regiunea Mării Negre și dacă ne uităm de jur împrejur, o să vedem că suntem una dintre țările cu cea mai mare stabilitate politică și cu cea mai mare predictibilitate politică și economică din tot bazinul Mării Negre. Eu cred că nu e puțin lucru, doamnă. Nu e puțin, dar... Proiectul August Artistic continuă și în acest weekend. Artiștii locali vă propun o gamă largă de activități și spectacole care vor avea loc pe parcursul lunii august în municipiul Focșani. De la mic la mare, Focșani este pentru fiecare. Primăria municipiului Focșani, prin Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia, Ansamblul Folcloric Țara Vrancei și Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia, a pregătit pentru focșaneni o lună de evenimente cultural-artistice care se vor desfășura în Piața Unirii sub egida August Artistic 2024. Programul oferă o varietate de activități culturale și de divertisment, de la spectacole de muzică și dans până la teatru și activități sportive. În data de 16 august, la ora 19, organizatorii au pregătit un spectacol cu majoretă și zumba, iar de la 20, un concert susținut de tinerii focșeneni. Pe 17 august, nu ratați spectacolul de dans sportiv, care începe la ora 19. Iar o oră mai târziu, de la 20, vă reîntâlniți cu artiștii ansamblului folcloric Țara Vrancei la spectacol folcloric, unde invitat special este cântărețul de muzică populară Ilie Caraș. Să strâns lumea pimaș, tăieream, 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 le-am gustit că și-un dobaș, tăieream, tăieream, s-o dat vestea până la Iași, tăieream, 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 când o schip că și-un dobaș, tăieream, tăieream. Bun găsit, oameni buni, ăsta-i joc de la strabuni, gospodar și flacă ești, țirea sunie până la Iași. Bun găsit, oameni buni, ăsta-i joc de la strabuni, gospodar și flacă ești, țirea sunie până la Iași. Tropa, trop, hai da mândrilor să jucăm ușor, batem din Chișor. Tropa, trop, hai da mândrilor și strigăm pe rând roată chiuie. Chiuiesc cu strigaturi, că de asta avem scură. Chiuiesc mândrilor toate cu baba și eu la noapte, mă! Ziua de 18 august vine cu noi surprize, la ora 19 zumba, iar la 20 un concert susținut de surorile Osoianu. În perioada 21-25 august va avea loc și Festivalul Verde la Teatru. În seara zilei de 23 august, trupa Nemuritorii va susține un concert la Focșani de la ora 19, iar la 20 spectacol folcloric ansamblul Țara Vrancei. Să mă părăsească, mulcul să se odihnească, măi lume mândra să mă părăsească. O, Doamne, dar ce să fac, trag cu dinții, nu mă las. Firar să fie de viață, mai arunca pă de ață. Organizatorii au pregătit program și pentru 24 august, respectiv concert muzică folk, Carmen Mustață și concert corul parohiei Irești, cu începere de la ora 19. În perioada 28 august-1 septembrie va avea loc festivalul de teatru tânăr Ora de Teatru, iar pe 30 august, de la ora 19:30, iubitorii de teatru vor putea urmări piesa de teatru Încurcă lume, urmată la 20:30 de un flash mob. Ultima zi din august vă rezervă un spectacol folcloric oferit de artiștii ansamblului Țara Vrancei, prilejuit de Ziua Limbii Române, eveniment care încheie seria August Artistic. Spectacolele vor avea loc în Piața Unirii. Vă așteptăm cu drag, au transmis organizatorii. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla intens. Temperaturile minime se vor încadra între 21 și 23 de grade, iar cele maxime între 33 și 35 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!